Chiar dacă există numeroase meserii în care angajații sunt nemulțumiți de condițiile de muncă, polițiștii sunt supuși unor riscuri prea mari pentru că acum guvernul să reducă norma de hrană cu 50%. Suntem nemulțumiți de reglementarea normei de hrană, deoarece se va modifica printr-o hotărâre de guvern norma de hrană și vor să ni se aplice norma 1 de hrană, ceea ce înseamnă 18 lei pe zi lucrătoare. Anul trecut, prin ordonanța 65, s-a modificat și s-a aprobat faptul că prin hotărâre de Consiliu Local se poate acorda norma de hrană. Revolta polițiștilor locali pornește de la salariul extrem de scăzut pe care îl primesc, iar norma de hrană actuală le-ar face un venit acceptabil în raport cu munca prestată și riscurile la care sunt expuși. Dacă se va aproba proiectul de hotărâre al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, poliția locală va suferi o pierdere de 50% la norma de hrană, acest lucru fiind aplicat la nivel național. O altă problemă a acestora este și prelungirea termenelor stabilite pentru formarea inițială în unitățile de învățământ din cadrul MEAI, deoarece legea în vigoare spune că cei care nu vor urma aceste cursuri în anul 2015 riscă să își piardă postul. Dorim prelungirea cursurilor pentru polițiști locali, unde era specificat că odată cu intrarea în vigoare a legii poliției locale, în 5 ani de zile sunt obligați să facă aceste cursuri, din cauza că multe primării nu au fonduri necesare, nu au fost trimiși la cursuri pentru a desfășura aceste cursuri, practic, de inițiere al polițiștilor locali. Protestele au fost organizate în mai multe județe din țară, iar la Arad au ieșit în stradă membrii ai unităților din Nădlac, Ineu și Pecca.